Vom exemplifica, doamnelor și domnilor, și vom discuta despre unii bogați care stau pe cash și de ce o fac, mai ales, nu-i așa, dacă se află la monetărie. Căci de ce mai trebuie să muncim dacă putem printa bani? El profesor! Tokyo! Tokyo! Așadar, doamnelor și domnilor, ne uităm să vedem de ce bogații stau pe cash, de ce unii bogați stau pe cash. Bineînțeles, încercând să găsim, nu-i așa, argumente raționale pentru o astfel de decizie. Așadar, Nicolaescu de la monetărie. Să vedem așadar, doamnelor și domnilor, active financiare. Uitați, numai conturi bancare, depozite, nicio investiție la bursă. Nu se poate să iei ultimul galben al unui sărac. Nu te credeai că sunt eu, mă, supă populară? Nu se poate. De ce nu investește lumea la bursă? De ce nu investesc bogații la bursă, nu-i așa? Pentru că, uitați, își permit, Nea Ilie, Nea Ilie nu lucrează la monetărie, vedeți? Doar Nicolaescu lucrează la monetărie. Nicolaescu câștigă, iată, peste 1 milion de lei anual, da? Adică peste 200.000 de euro din salariu, da? Normal. Mi se pare absolut normal, pentru că aici vorbim în primul rând despre mâna invizibilă. Da? Acea mână care nu se vede, da? A lui Adam Smith și care până la urmă face ca, da, retribuția într-o societate să fie stabilită de piață, da? Cât se poate de meritocratic, în condiții de cerere și ofertă până la urmă. Nu la modul discreționar sau cumva lipsit de transparență, nici vorbă, cum ar spune domnul Dan Sulica, nu? Și fiindcă vorbim de această mână invizibilă despre care ne-a vorbit de altfel și Cristian Popa, aflat în Consiliul de Administrație de la BNR, atunci noi trebuie să stăm drepți, nu? Stați drepți, indicele bet, stați drepți, indicele bet, stați drepți, indicele bet, stați drepți, indicele bet. Deci capitalismul este metoda ideală în această societate de a distribui resursele, pentru că planificarea controlată a statului, nu? Nu funcționează, adică nu duce către ceva bun, am văzut asta, nu-i așa, în comunism, și atunci ne trebuie un capitalist din ăsta în care Nea Ilie să rămână la sculărie și Nea Nicolaescu să fie la monetărie. Exact. Bun. Deci, capital ar fi, da, să spunem așa, cash flow am avea, dar pe de altă parte nu avem deloc investiții. De ce nu avem investiții? Păi, un argument ar putea fi, nu? Pentru că nu avem nevoie de investiții. Nu? Ne spunea și Larry Swedrow, da, celebrul investitor, Larry Swedrow, faptul că pentru a-ți lua risc ai nevoie de trei elemente definitori. Nevoia de a-ți lua risc, abilitatea de a-ți lua risc și dorința de a-ți lua risc. Și vom trece prin toate trei imediat. În acest caz, părerea mea este că nu identific nevoia de a lua risc. Da? În momentul în care tu câștigi 1 milion de lei din salariu și mai mult decât atât, încasezi și pensie, cumulată în mod evident cu salariul, și mai mult decât atât încasezi și indemnizație de fost parlamentar. Da? Deci, iată, ai muncit foarte mult, da? Ai muncit și ca deputat, ai muncit și ca fost angajat nu știu unde, la BNR, exact, la monetărie, și muncești în continuare, deci vedeți câtă putere de muncă are domnul Nicolescu de la monetărie, atunci s-ar prea putea, ca având atâția bani, să zici, domne, dar eu nu mai am nevoie, am prea mulți. De ce să mai investesc, să-mi iau risc pe piețele de capital, când eu n-am nevoie? Deci nevoia, da, este cât se poate de definitori. Cu atât mai mult cu cât, iată, am mai și moștenit un apartament în București, două apartamente sau un apartament, mă rog, niște terenuri, deci am tot moștenit, am și pensii, am și indemnizație de deputat, am și de la monetărie vreo 200.000 de euro pe an, ceea ce nu e totuși rău, nu? Adică, bun, eu înțeleg, dacă cumva rămâi de căruță sau
de căruța cu bani, atunci, na, neavând altă soluție, nu, pentru a-ți crește activul net, ești obligat să ții mai mult risc, ești obligat să investești. De altfel, investitorii foarte tineri care nu au acumulat avere, da, indiferent de, să zicem, evaluarea piețelor de capital, soluția e una simplă la ei, să investească, pentru că nu au ce să protejeze, în primul rând, și pentru că au nevoie să-și ia risc și pentru că au de partea lor acest orizont investițional. Dar dacă ești Nicolaescu de la monetărie, nu mai ai nevoie de așa ceva. Pe de altă parte, vorbim de abilitatea de a-ți lua risc. Ce înseamnă această abilitate? Păi, poate fi abilitatea în sensul de know-how, da? De cunoștințe. Sunt oameni care nu cunosc cum ar putea investi. Bineînțeles, firește, nu-l putem suspecta, nu, pe domnul Nicolaescu de la monetărie, nu, care este până la urmă viceguvernator al Băncii Naționale, că n-ar avea cumva cunoștințele, nu, pentru a realiza investiții eficiente pe bursă. Nici vorbă, cum ar spune domnul Dan Sulica, deci nu putem vorbi despre acest element de know-how. Pe de altă parte, abilitatea se poate traduce și în sens subiectiv, în sensul de dacă, să spunem așa, doresc să îmi iau o astfel de volatilitate, dar mai ales în sensul de orizont investițional, ca element obiectiv. Da? De ce? Pentru că eu dacă am 10 ani sau 5 ani până când vreau să mă pensionez, s-ar putea să nu am această abilitate de a-mi lua risc, în sensul că pe termen foarte scurt, volatilitatea activelor financiare este atât de ridicată încât rezultatul intră cumva în zona gamblingului. De altfel, noi știm că evaluarea fundamentală a activelor contează pentru un orizont de timp mai lung de 10 ani și chiar și acolo doar 40% din evaluarea fundamentală explică potențialul randament. Și atunci, un investitor cu adevărat tânăr, într-adevăr, care are un orizont de timp de peste 20 de ani, așa cum ne spune și Larry Swedrow în cartea sa The Only Guide You'll Ever Need for the Right Financial Plan, el poate să-și ia, da, 100% risc, 100% equity. Dar o persoană aflată, nu știu, la senectute, poate că este mai defensivă. Nevoia de a-ți lua risc cade, da? Spune și Larry Swedrow că jocul ăsta nu este despre a muri cu cele mai multe jucării, da? Ci să eviți să mănânci mâncare de pisică, da? Adică să eviți să mor de foame, să spunem așa. Și atunci, bineînțeles că în etapa a doua, în etapa decumulării, contează mai mult, să zicem așa, conservarea capitalului, acea idee de safe withdrawal rate, da, de rată de retragere, decât ideea de a fi foarte riscant. În ultimul rând, vorbim și de dorința, da, de dorința de a-și lua risc. Poate că eu am abilitatea de a-mi lua risc, da, în sensul în care am un orizont de timp suficient de lung, poate că chiar am și nevoia de a-mi lua risc, dar nu am dorința, da, nu sunt dispus să tolerez o pierdere, un drawdown mai mare de 25%, da? Ne spune Larry Sutter. În cazul ăsta ce fac? Păi nu îmi iau mai mult de 60% expunere în acțiuni. Și atunci, de asta spuneam noi întotdeauna că personal finance is more personal than finance, da? Când vorbim de alocarea activelor, trebuie să luăm în calcul nu doar abilitatea, nu doar dorința, dar și nevoia de a ne lua risc pe toate trei și să decidem în cunoștință de cauză. Acest lucru nu este atât de intuitiv pentru toată lumea și tocmai de aceea, pentru cine dorește, eu ofer această posibilitate, da, a unor ședințe de coaching one-to-one în care să analizăm situația personală a fiecăruia și să vedem dacă acea persoană are nevoie de a-și lua risc. De ce? Pentru că nu are suficient capital, nu se poate baza la vârsta pensionării pe retribuțiile nesemnificative din pilon 1, pilon 2, pilon 3 și așa mai departe. Și atunci dacă are nevoie, deja trebuie să se gândească la o modalitate de a-și lua risc. Are sau nu abilitatea, vedem care este orizontul de timp, dacă ai 60 de ani și prea, vă dau exemplu mamei mele, este foarte apropiată, este foarte aproape de vârsta pensionării, chiar dacă ea ar fi avut nevoie poate să acumuleze, să nu mai are timp. Nu mai are când să o facă, pentru că deja dacă pui un om să investească cu 5 ani rămași până la pensie, bun. Sunt soluții, dar în principiu nu prea știi ce se întâmplă. Pe 5 ani e un orizont prea mic și atunci s-ar prea putea să, cum să zic, din dorința de a vrea să câștigi mai mult, s-ar putea să te trezești cu o pierdere în 5 ani. Da? Și atunci, iarăși, abilitatea de a lua risc e importantă și dorința, cât drawdown ne permitem, cum rezistăm
acestor pierderi în portofoliu, pentru că noi tot am văzut un bull market și pe bull market se nasc mulți, se nasc multe căruțe cu bani pe bull market. Nu știm ce se întâmplă pe un bear market. Nu știm câți din cei care se află acum în piață, câți din cei care discută despre investiții, poate chiar pretind că dau sfaturi și altora, vor mai rămâne, da, pe burse și după 10 ani de corecție, să zicem, 10 ani de... Ați văzut ce s-a întâmplat în 1930? Ați văzut că doar un glide path ar fi funcționat atunci, da? Pornind de la o alocare defensivă către o alocare ofensivă, incremental mărind expunerea în equities pe măsură ce equities scădeau, ceea ce nu era ușor de făcut din punct de vedere psihologic. Ați văzut ce s-a întâmplat și în 1970, da? Cu acel episod hiperinflaționist pe care mulți îl aseamănă cu ceea ce trăim noi astăzi. Situație în care sigur că bondurile n-au mai reprezentat un diversificator atât de bun în portofoliul investițional, dar așa cum ne spune și Marl Earn, equity-urile pe de altă parte nu au mai avut același drawdown, da, fiindcă vorbim și de această dorință, da, de acest willingness de a ne lua risc, nu au mai avut aceeași scădere drastică ca în 1930 și atunci, până la urmă, ele nu au mai avut nevoie de atâta diversificare în portofoliul investițional. Și atunci, să dau un exemplu, o persoană care poate este mai degrabă conservatoare, n-ar vrea să investească mai mult de 30% în equities, dar își dă seama că dacă nu investește în această perioadă a rentabilităților scăzute în care toate clasele de active sunt foarte jos ca și randament așteptat, chiar dacă în termeni relativ ele încă se află într-o oarecare relație normală unele față de altele, și atunci dacă o astfel de persoană nu își construiește un portofoliu adaptat la noi, la noile condiții de risc și reward, s-ar putea să nu-și atingă obiectivele investiționale. Și asta înseamnă eșec investițional. Eu am mai spus-o. Când te afli în fața de retragere, nu-ți permiți eșec investițional, pentru că eșec investițional înseamnă să rămâi fără bani la 80-90 de ani. Și atunci trebuie construit un portofoliu investițional care să ia în calcul și profilul de risc, bineînțeles, ia în calcul și această abilitate de a-ți lua risc, da, orizontul investițional, dar și nevoia. Poate tu ai o nevoie atât de mare încât fac abstracție și de abilitate, fac abstracție și de dorință, fac abstracție și de profilul de risc, îl arunc la coșul de gunoi, pentru că eu nu pot să stau cu profilul tău de risc să te dădăcesc dacă tu la vârsta pensionării vei muri de foame. Și eu trebuie să spun, ești obligat, ai nevoie, n-ai ce face. Ești obligat să ții mai mult risc. Toate aceste lucruri trebuie abordate într-o versiune holistică, așa cum din păcate nu suntem noi obișnuiți, dar și dacă te duci la un doctor, poate să fie și profesor universitar, fiecare e pe bucățica lui. Ăla e urolog, ăla e pneumolog, ăla e, bă, da, poate eu am o problemă, da, care trebuie abordată într-o perspectivă multidisciplinară. A, păi nu știu, poți, du-te la cardiolog, cardiologul, du-te la oncolog, oncologul, du-te la ortoped, ortopedul, du-te și mai fă nu știu ce analiză. Nimeni nu stă să înglobeze toate datele pentru a înțelege situația personalizată a fiecăruia. Așa și aici. Ăla are interesul să-ți vândă un curs, ăla are interesul să-ți vândă un produs de ăsta, cum se numește, mă, să-ți facă o afiliere la Bitcoin, da? Zice, uite, vorbim astăzi de criptomonede ca să mai iau eu un comision pe Tokero. Păi și eu mă uit la tine, eu care mă uit la el, știi? Zic, bă, dar ăsta poate vrea să-mi explice ceva. Când culo e vrea să-și mai ia niște comisioane, știi? Ăla vrea să mai vândă niște obligațiuni corporative, iarăși că e broker și iese comision. Altul vrea să zică, investește pe BVB că sunt comisioane mai mari și iarăși eu câștig mai bine ca broker dacă toată lumea ar investi pe BVB cu total expense ratio de 2% la indicele BET. Indicele BET! Indicele BET! Păi da, boss, dar cine câștigă din asta? Păi brokerul. Și atunci cine? Eu te întreb, cine are interes? Fondul mutual? Fondul mutual? Ăla care îți mănâncă sute de mii de euro în timp din dobânda compusă negativă pe care tu o plătești? Cine are interesul să-ți analizeze ție situația? Nimeni. Și mai sunt aia foarte, foarte proști care au și câteva mii de euro și, domne, cum să plătesc eu pentru informații? Eu am bani puțin, joc pe Tesla, joc pe Bitcoin și joc la păcărele. Nu e nimic diferit față de dacă te duci să joci la pariuri sau la ruletă sau la orice. Da?
Bun, și păi, cu mentalitatea banilor puțin nu vei face niciodată bani mulți. Tot timpul vei gândi, păi, eu am bani prea puțin, nu pot să plătesc un coaching sau nu știu ce, eu am bani prea puțin. Păi cu bani prea puțin vei rămâne tot timpul, pentru că judecând așa și jucând la noroc, fie vei câștiga dintr-o loterie, fie cel mai probabil vei pierde bani. Deci nu este o mentalitate sănătoasă că ai bani prea puțin. Obiectivul oricum al tău trebuie să fie să faci bani mulți, nu bani puțin. Nu? Că îți va trebui venit activ ca să investești. Absolut! Că îți va trebui să stabilești o strategie coerentă și sustenabilă pentru investiții? Absolut. Altfel, mă rog, dacă ești Nea Nicolaescu de la sculărie, de la monetărie, nu mai ai nevoie. Nu mai ai nevoie. Dar de ce nu mai ai nevoie? Păi nu mai ai nevoie nu pentru că, cum să spun eu, investițiile nu sunt bune, că investițiile nu aduc posibilitatea asta de a putea trăi dintr-o rată de retragere, nu mai ai nevoie pentru că tu deja câștigi 1.000.000 de lei din salariu. 1.000.000 de lei, n-ai timp să-i cheltui într-o viață. Eu n-aș avea timp să cheltui banii ăștia într-o viață. Eu personal n-aș avea timp să-i cheltui într-o viață. Dacă ție-ți vină banii ăștia, an de an, și pe lângă asta, mai ai și o pensie, mai ai și o indemnizație de pot parlamentar. Păi pentru ce să-ți mai iei tu risc? Pot eu să suspectez pe Nea Niculescu de la monetărie că nu are educație financiară? Nu, aș putea, dar e stupid să-l suspectez că nu are educație financiară când el are atâția bani că el nu are nevoia despre care ne vorbea Larry Södrău. El nu are nevoia. Poate nu are nici măcar abilitatea. De ce? Omul e la senectute, nu mai vrea el la 60 de ani, 70 de ani, pentru că el ia și pensie. Pensie cumulată cu salariu. El la 70 de ani nu mai vrea câți ani mai are până la pensie. Păi nu mai are, că a ieșit. Zero, uite, zero. Corect, nu are abilitatea de a-și lua risc. Nu are abilitatea. E prea... Bine, dacă am vorbit de safe withdrawal rate, da, de rate de retragere, chiar și la pensie trebuie să ai o alocare ca să retragi din ea. Dar el nu mai are nevoie. Are destui bani. Îi vine 1.000.000 pe an din salariu și mai are pensie și mai are indemnizație. N-are nevoie. N-are nici abilitate. Băi, și știi ceva? N-are nici dorință. Dar tu, cine ești? Nea Ilie de la sculărie sau Nea Nicolaescu de la monetărie? Cele bune, numai bine, la revedere.